orașule care te-ai adunat, ce strigă cel prealalt. O, dacă ai vedea minunile care le-am pregătite pentru Iesua, pentru cei ce-mi slujesc mie, ne-mi putea să stai. O, să brute semecantos, astăzi strigă cel prealalt, nu lăsa îngrijorarea, nu lăsa nimic să pătrundă din lumea aceasta, pentru că se au zvonul când dintr-o parte, când din alta. Dar să nu uitați, strigă cel prealalt, că eu sunt Dumnezeu atotputernic. Eu sunt acel ce păzesc copiii mei, care se odihnesc la aripa mea. Pentru că m-am coborât să vă spun că văd îngrijorare. Văd îngrijorare. Nu, strigă cel prealalt, nu te îngrijora de ziua de mâine. Sau de ce va veni, ci tu. Bucură-te de mine, asta strigă cel prealalt, bucură-te de mine, pentru că vine vremea ca să vezi mâna la lume. Pentru că vrăjmașul dă când pe o parte, când pe alta, zvonul peste zvonul, ca copiii mei astăzi să se cutremure. Dar nu, strigă cel prealalt, cei ce mă caută cu inima sinceră, mă voi lăsa de scoperire mai departe, ca să rămână cu adevărul, ca să rămâi în pace prin această lucrare, această pace care va întrece orice pricepere. Vei înțelege când vorbesc eu și când nu vorbesc eu. V-am lăsat un semn în mijlocul vostru să nu vă tulburați cum se tulbură întreg pământul. Eu sunt Dumnezeu care nu este venirea mea încă. Mai am de lucru pe pământul acesta. De aceea mă coborâs să vă spun, fiți pe pace, strigă cel prealalt. Aleluia!